Salut, eu sunt Ciobi și bine ați venit la un nou episod pe canalul meu, un nou episod din Minecraft. Da, suntem aici pe minunata mea hartă de survival și o să supraviețuim în continuare, o să construim chestii. Mamă, dar ce... Mamă, dar ce... ce luminat mă văd, stai să dau așa puțin lumina asta de aici. Cred că e ceva mai bine, ceva mai bine. Înainte ca acest videoclip să înceapă, nu uitați să apăsați pe buton de like, pe buton de subscribe și pe clopoțelul magic care trimite notificări de fiecare dată când postez eu un clip nou pe canalul ăsta și dăm drumul la treabă. Am vorbit cam mult. Da, s-au întâmplat aproape multe, să spunem așa, pentru că n-am avut timp foarte mult. Doar atât vreau să vă spun în episodul ăsta. Nu știu de ce e puțin așa lăguită treaba. În episodul ăsta vreau să vă spun doar atât că va trebui să ne apucăm de o fermă de cactus pentru că o să am nevoie de culoare verde și o să dureze să fac roz de culoare verde, așa că o să iau lemnul ăsta așa, mi se pare mie mai interesant lemnul ăsta, nu știu de ce, de fapt nu mi se pare mai interesant, pur și simplu, cred că o să iau așa și o să iau și craftingul ăsta. Pur și simplu, toată ideea cu satul ăla de acolo unde vreau eu să o construiesc e în ideea cu lemnul ăsta alb. Și cred că o să iau toată sticla. O să mai bag aici niște sand la făcut. Pentru că, da, uite, stai că am pus în episodul trecut, am pus la făcut astea și nu le-am mai scos. Așa. În idee în care, dacă așa ai făcut, vreau să continui cu același design oarecum. Și mergem să facem o fermă de cactus. În episodul de astăzi asta facem, o fermă de cactus. Și primesc mesaj în continuu, nu știu care e treaba, e posibil să fie ceva urgent. Uite, am mai făcut chestiile astea pe aici, am mai făcut chestiile astea. Oare îl facem cu unul? Cum ar fi? Salut! Du-te, nu te cred! L-am făcut cu unul, cu un singuros, hai că avem și prieten. Hai că lăsați în comentarii cum să-l cheme. Hai că țin cont, promit că țin cont de nume din comentarii. Cum ar trebui să-l cheme pe prietenul nostru? Marcel? Sună bine Marcel? Nu sună bine Marcel, altfel. Gigel? Mamă, dar ce idei de nume am să mă arăm ăsta dacă nu. Mergem aici pe podul ăsta minunat pe care l-am făcut eu acum multe episoade. Cred că ferma asta cu ouă de aici, cred că e full, ești nebun, e full. Băi, mi-au murit toate găinile. Unde-s găinile, ești nebun? În serios acum, unde-s găinile? Ai de capul meu. Păi, nasoală treabă, ești nebun? Dar unde-s găinile? Păi, de ce nu mai am niciuna că aveam la găini aici, ești nebun? Hai că trebuie să mulțim găinile înainte să facem ferma de cactus. Mulțim, de fapt facem puișori momentan. O, uite cum a ieșit acolo, câți pui au ieșit, te-ai văzut? Dar cine mi-a omorât găinile? Adică cum naiba? E bine că avem ouă, adică dacă nu le aveam nici pe astea, chiar că îmi băgam degetele în gât, gen că... Totuși am muncit o leacă pentru firma asta la început episoadelor, o durat puțin să o fac, gen, știi? Mi se părut așa foarte ciudat, dar nu înțeleg de ce au murit găinile. De ce s-au despaunat sau care? Ce s-a întâmplat? Am făcut eu vreun update acum recent, că nu țin minte, sincer să fiu. Bine că nici n-am mai fost de foarte mult timp la ele, dar știam că ferma funcționează, adică nu vedeam rostul să vin în fiecare zi la ele și să le verific. Stai să vezi ce s-a întâmplat. Nu știu, zic și eu. Da, dați-vă o leacă de aici. Am înțeles. Uite leacă cum vor să evadeze bagaboantele. V-am fraierit. Bă, ăștia până o să crească, o să fac... Ai, am adus crafting table, dar mai aveam unul aici. Uite așa. Și am scăpat. Aici vreau să fac ferma, chiar mi-am notat aici pe asta. Ferma automată de cactus. Ferma automată mică de cactus. Că e mică. Dacă trebuie să-mi verific, că dacă nu verific, după aia o să-mi zboare capul. Ok, nu-i nimic foarte, foarte important, dar trebuia să verific să fie treaba bună. Fermă mică de cactus, da? Deci vreau să fac o fermă mică. O fermă mică de cactus. Păi, în prima fază aș vrea să încep cu ferma de cactus și vreau să fie mică, că așa mi-am notat. Trebuie să stau să mă gândesc cum vin pe interior, cumva să fac să se culeagă automat. Nu vreau extraordinar de mare.
Păi dacă las spațiu liber, după aia vin un rând cu blocuri, încă un rând acolo, deci cam până aici o vreau, cred. Dacă am calculat cum trebuie, 2, 4, 6, rând liber, rând cu cactus, cactus liber, da, cred că e bine așa, eu zic că e bine așa și o să vreau să o fac la nivelul ăsta de aici, cum ea e de acolo, pentru că vreau să, și în partea asta nu prea contează foarte mult, pentru că la un moment dat o să mă opresc și nu o să mai pun efectiv cactus. Am zis că fac fermă mică, dar fii atent ce fermă fac aici de cactus, de nou n-o văzut Parisul. Bine, e mică în comparație cu celelalte care le făceam eu pe celelalte mape și chestii genul ăsta, dar nu e chiar așa mică. Eu am, cred că mi-am notat acolo cu un scop, să nu fac mare gen, cum o fac acum. Ai, nu mai contează de acum, să fie așa, să fie primit. Așa, perfect. Ei, nu-i chiar mic. Despre ce vorbim, adică nu-i mică deloc. Dar nu contează, îi dăm în continuare aici cu ferma asta mică. Bine, o să pun un bloc așa să pot sări aici. Ideea e că trebuie să construiesc foarte mult în sus și vreau să fie transparentă, gen din sticlă. Și dacă vreau să o fac din sticlă, probabil o să termin în episodul următor. Sau ăsta o să fie unul din episoadele alea care durează o viață, știi? Episoadele alea lungi, care durează o viață, cred că ăsta o să fie unul din ăla, dacă nu mă plictisesc în timp ce construiesc și nu renunț la proiect așa deodată, ăsta o să fie unul din episoadele respective. Trebuie să facem o chestie cu apă, dar vedem, hai că îi dăm aici, că eu în timp ce fac chestia asta mă și gândesc cum aș putea să fac asta să nu arate chiar extraordinar de urât. Și nici să, adică să o și folosesc, dar nici nu vreau să strice foarte mult din peisaj, pentru că, fim serios, am făcut aici un mic orășel, începe să prind așa contur, să zicem, orășelul ăsta multifuncțional, puișorii ce cresc acolo. Bun, păi, ca idee, cred că acum ar trebui să încep să pun, să folosesc lemn, oare? Hai să folosesc lemn. Pe lângă lemnul ăsta o să am nevoie de sand și trebuie să mă duc să iau cactus. Păi hai să mergem să luăm toate astea de acasă, pentru că am plecat cu capul nori și n-am realizat exact care e faza cu cactusul. Nu uitați de să-mi spuneți ce nume ar putea să-i pun. Sincer, acum, ar fi mișto să fie un nume de ăsta pe care l-ați ales și voi, știi? Zic și eu, nu știu, zic, doar dau un sfat, să spunem așa. Bun, păi o să iau sandul ăsta, lemn mai am. Mai am lemn de ăsta aici, să le iau pe tot dacă tot, știi? Două bucăți, nu e nimic important. Să iau 64 de bucăți de cactus. Restul chestiilor, nu știu, gen sistemele și chestii genul ăsta, pot să le fac și eu după aia, dar aș vrea să o construiesc acum în mare parte, să o ridic cât de cât. Și după aia restul lucrurilor le-aș putea să mai fac și eu după toată treaba asta. De aici vine treaba complicată, oarecum să zicem, nu cred că e chiar atât de complicată treaba. Uite la ce folosesc eu sand-ul, ca așa, ca idee. Bun, păi asta o să vină chestia de colectare, cred că la nivelul ăsta. După aia o să coboare în jos. Păi aș putea să pun de pe aici, de pe undeva, cred. Cam așa, ceva de genul ăsta. Asta e, cam asta e cu ferma de cactus, pierzi foarte, 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 foarte multe resurse. Așa. Păi și perfect. Și chestia asta vine așa. Și aici o să vină plantați cactusii. Și faza că trebuie să fac chestia asta în toate direcțiile. Așa. În toate, dar de fapt n-am foarte multe direcții în care aș putea face treaba asta. Ideea e, cred că lângă sticlă nu pot planta cactus. Hai să vedem dacă... Nu. Deci, practic, o să aibă doar cam două rânduri, așa. Vezi că n-am calculat cum trebuie, că am uitat că lângă sticlă nu pot. Ori mut chestia asta mai încolo, ori cu următoarele rânduri o să vină în altă poziție. Adică vine ceva de genul ăsta. Așa. Au.
au, au, au. Mai veniți și voi, da, bravo. Hai ca să... Astea o să mă împingă, dacă nu le omor, o să mă împingă, gen. Asta e drept dovadă că n-am mai dormit de mult. Mamă, da, am... Le nimerez de una, două, ești nebun? Cel puțin asta am ratat-o, nu știu câte săgeți am dat în ea. Și nici nu-i deasupra mea, adică despre ce vorbim aici. Așa. Nu mai știu, cred că așa venea. Da, uite așa venea, văd că se sparge ăsta. Cred că așa ceva de genul ăsta venea, bam. Da, și restul o să cadă acolo în apă. Doar că eu m-am gândit că poate în partea din spate o să vină altfel. O să mai încadrez un rând, dar te pare că nu e nicio problemă. Până la urmă e mică, da? Despre ce vorbim. Și nu o să vreau să producă extraordinar de mult cactus, că... am zis, putem să mai vin curând mai în spate, dar nu e nicio problemă, rămâne așa cum e acum, că e ok așa cum e acum. Și chestia asta o să producă, nu știu, nu e extraordinar de mult, nu mă aștept să producă extraordinar de mult cactus, dar o să producă ceva cactus, suficient cât să fac asta. Bine că aș putea să urc și mai sus, că trebuie să pun și acolo blocuri, că vezi că se sparg doar alea de jos cumva. Uite, și la astea trebuie să le pun blocuri la fel ca astea. Și aș putea să mă duc mai sus puțin cu asta. Nu știu dacă vreau neapărat. Da, cred că o să mai merg un rând. Mă gândesc acum, știi, de asta nici nu prea vorbesc, că mă gândesc. Cred că o să mai merg un rând. Da, ăsta aș vrea să fie ultimul, gen... Pentru că văd că e destul de rapidă perma. Eu în momentul ăsta, eu gândesc și de asta nici nu prea vorbesc, adică sunt foarte concentrat aici, mă gândesc cum aș putea să fac să o fac mai bine, să o automatizez mai bine de atât, deși nu e foarte mare chestie și nu trebuie extraordinar de automatizată și chestii genul ăsta. Sunt foarte concentrat pe treaba asta, deși nu e necesar neapărat. Acum o să pierd genul astea care se produc acum, o să le pierd, o să se ducă în apă, da, nu-i problemă, nu-mi fac griji de chestia asta. Mă gândesc că mai am nevoie de... Uite-o leacă ce produce, adică e suficient de mare, încă trebuia să o fac mai subțire puțin ca să nu folosesc atât de mult spațiu aiurea, dar e ok, sunt mulțumit. Și poate facem una semi-automat sau automată, că asta e automată, că se culege și singură, adică nu trebuie să se planteze sau ceva genul ăsta. Uite, fii atent cât cactus are acolo jos. Ești nebun? Uite-lea cât cactus s-a adunat aici. Așa. Uite-lea ce aici. Despre ce vorbim? Adică o să producă, la modul că o să producă cactus. Uite, fii atent. Dacă o să lăsăm... păi... De ce îmi faci tu mic chestii de genul ăsta și vii pe la spate? De ce vii pe la spate? Am vrut să-mi dea pe la spate bagabontul, dar nu prea e aici, știi? Și acum eu trebuie să fac acolo un sistem de să le culeg cumva. Eu m-am gândit la tot sistemul clasic cu apă și să le aducă undeva în zona asta. Da, cred că cel mai bine cu apă. Mă gândeam
Sunt foarte multe hopere și nu văd rostul să aduc foarte multe hopere așa, le pun aiurea, știi? Și o să fac sistemul cu apă, o să le aduc aici la margine, o să fac o linie de hopere la marginea chestiile astea, știi? Uite așa. Oare o să se blocheze itemele în apă? Da, nu cred că nu văd de ce aș s-ar bloca. Plus că curge apa, știi? Și o să ajungă fix la margine. Hai să facem, uite acolo. Se adună, vedeți cum se adună, mișto. Hai să iau, să dorm în primul rând. Să iau două găleți cu apă. Să iau, nu mai știu, n-am numărat câte, dar trebuie să fac niște hopăre. Bine că avem și lemn și avem de toate. Și pentru hopăre nu-i neapărat o problemă asta cu hopărele. Și dăm în continuare ca să putem să... Uite, vezi, mergi cu spatele dacă... ca să pot să dau drumul la treaba aia de acolo. Chesturi sunt, că știu că aveam foarte multe. Fier l-am pus mai înainte pe aici, dar cred că o să mai iau de prin astea de pe aici. Așa, că e destul. Uite, și sticlă, oricum avem nevoie și de sticlă. Adică treaba e bună să meargă strun, ceva de genul ăsta. Bun. Pun astea pe aici, în primul rând. În al doilea rând, un crafting table. Punem chesturile astea pe aici și cred că erau... 9, 10, hai fac mai multe că oricum o să mai am nevoie la un moment dat. 8 100% și dacă rămân nu e nicio problemă să rămân, adică mai bine rămân decât să stau să fac. Bun, și hopperile astea ar trebui să le duc într-un chest. 2, hai să zicem, hai să vedem, mai avem hopere pe aici. Noroc că am băgat capul în tot de asta, că uitasem complet de gălețile cu apă. E, și acum cam asta e situația. Acum trebuie să pun astea cu apă și gata, trebuie să construiesc efectiv clădirea pentru că n-am ajuns unde trebuie să ajung. Și hopperele să le pun pe dedesubt. Mamă, dar uite, fii atent cât te produce, adică despre ce vorbim. O să trebuiască multe chesturi. Bun, ei, și la nivelul ăsta eu o să vin cu un chest. Asta e simetrică, 2, 4, 6, 8, 9, nu e simetrică. A, nu contează, nu mă mai interesează neapărat simetria extraordinar de mult. Stau așa pe sub apă, le poziționez chesturile. Unde s-a dus chestul ăla? În fine. Așa, și aici trebuie să sparg. Nu chest, da, e bine. Așa. Bun, mă concentrez puțin, că sunt foarte concentrat în momentul de față, pentru că trebuie să sparg aia de acolo, uite aia, așa, așa, perfect. Bun, și la chestul ăsta, eu dacă aș putea să mă urc pe undeva, ar fi perfect și aș fi foarte recunoscător, uite așa, uite, mamă, e perfect, e mai mult decât perfect, așa, și aici ar trebui să pun astea, hopperele, bam, una acolo. Așa, și după aia să vin cu chestia asta. Așa. Deci o să spar niște sticle ca să ies, nu cred că asta e o problemă. Și de aici treaba e mult mai simplă de atât. Adică doar trebuie să iau apa, să o pun așa. S-a făcut sursă infinită, pot să mă duc așa cu gălețile cu apă lejer în partea asta. Așa, și toate chestiile astea o să vină în hopperile de aici. Și gata. Cam asta e cel mai simplu sistem, mai simplu de atât nu găsești. Așa. Și toată treaba acum e să... Da. Toată treaba acum e să ajung sus acolo, să termin de construit toată șandramaua asta. Și după asta, să fac o mică platformă aici, de desubt, pentru că nu o să ajungă un singur chest. Va trebui să mai pun câteva. Asta înseamnă că trebuie să aduc la nivelul ăsta, aici, încă un chest. Așa, bam, ăsta e cam în apă, așa, dar bă, că stă în apă, se poate deschide, nu e nicio problemă. Oh, nu la nivelul ăla, stai, mai puțin în spate. Adică la nivelul ăsta de aici, așa. Că era s-o dau în altele. Bun, ești prin spate, dacă mergem, începem să punem hopperele. Perfect. Și bine, aici pot să încastrez eu toată treaba asta într-un, într-un,
într-un cadru așa din lemn și poți să scot apa fără ca să nu mai fie apă la chest rage. Și cam gata, adică cred că mai mult de atât nici nu știu dacă am ce să fac. Aș vrea să scot apa de la chesturi, nu știu, arată ciudat așa și de asta mă chinuie aici să scot apa la chesturi, de la chesturi. Și până aici pot să fac o chestie cu nisip, nu știu, pot să fac un trațiu, să zicem așa, fără nicio problemă, facem aici puțin terraforming și cam asta e ferma. Numai că trebuie să mai construiesc partea aia de sus, dar asta o să fac eu pe parcurs. Ei, și aici trebuie să ajungă toți cactușii ăștia pe care culege ferma de acolo. O să ajungă toți acolo în chesturi. Eu zic că e o fermă foarte mișto. Trebuie să mai construiesc partea de sus și cam asta e tot. Eu am fost Ciobi și sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Ne vedem în clipul următor și nu uitați să lăsați numele câinelui în comentarii, pentru că acolo o să văd eu despre ce e vorba și discutăm. Cam atât. Bye, bye!